Mi se pare că acum o lună s-a dus să se bată cu ăla la K1, în ring, și el de-abia poate să țină ochii deschiși, deci îi pică nasul în gură de, de, de o Bunicul meu, ții minte, la 70-80 de ani era, era fresh, a apucat 90 de ani. Ăsta nu are cred că cât o avea, 45 de ani pe acolo și e deja... Walking Dead. Îți dai seama că un knocking dead nu se poate duce să se lupte în ring pentru că n-are pic de reflexe, țac, 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 ce s-a întâmplat acolo în ring cu Mircea Badea a fost, știți dacă jucați uh, Poe, Path of Exile și vă dă un amic niște super iteme și vă trimite să farmați, să grinduiți. Nici n puci să vezi ce, ce, ce dau mobii, ce vrăj, ce, ce dau. n puci că așa a pică. Așa a picat și, și badea. Nici n-am apucat să vadă. Să vadă spelu de la ăla că i-a dat. Dacă ești așa low energy și n-ai deloc vitalitate, nu te apuci de sporturi de contact, pentru că ți-o poți fura foarte rapid. Plus că era timorat. Omul ăsta, vă păru că în viața lui n-a pocnit pe nimeni serios. Deci avea trag din ăla. Era, cum să zic eu așa, el era că din capitolul Gura bate curu. <laughs> un, exemplu, un, exemplu, ar trebui să trecut în dicționar la expresia aceasta. Haideți să nu mai facem mișto totuși de un om bătrân în vârstă, obosit. <laughs> Pe misiunea asta care o face, se vede clar că n-are niciun chef să o mai fac. i-a trecut cheful. S-a săturat omul, acum se gândește ce drag mai caut eu la măsuța asta, pe vremuri parcă o făcea cu plăcere, acum, acum greu de tot. Iar vârsta, pe puțin stresul și, cum să zic eu acolo, <gântuia> tona de înjurături, că și asta e un stres, să faci ceva nasol și să te înjuri atâta, îi mănânc, i-au mâncat jumătate din zile, e half-life, ca jocul Counter-Strike, half-life a, a ajuns nu mai râdem de Badea, că e, că e urât să râzi de oameni în vârstă. Cam asta e cu Mircea Badea, părerea mea, prietene, nu te mai băga la... Încearcă și tu, dacă mai vrei să provoci pe cineva, că am văzut, am văzut niște filmulețe pe YouTube, poți să-l provoci pe Mortal Kombat <laughs> și să te bați acolo. <laughs> e mult mai sigur, chiar dacă e bătaie de 10 ori, te duci acasă și, <laughs> și te liniștești. Vine cineva, e The Reaper în spate tuc, 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 tuc. Băi, vă, vă, vine să credeți, acum 2 zile erau 22 de grade și acum sunt două jumate. Hai să vedeți în bor Îngheță și luneta. Ia uitați. Ok, vedeți, scrie ok. Este o semnalizare oprită. 3 grade. Dar e și fulgul de zăpadă. 3 grade. Uah. Uah. Uah.